Prima mașină nemțească pe astăzi ar fi acest Golf Plus din 2013, care o să vedeți imediat, se vinde la un preț foarte bun, raportat la starea în care se află și, nu în ultimul rând, kilometrajul pe care îl are acest Golf Plus. Știu, sunt mulți care vor un model ca acesta la 3.000-4.000 de euro, dar și riscul de a-ți lua o țeapă este unul destul de mare, așa că aveți totuși grijă cât vreți să plătiți pentru o mașină. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată comenzi pe volan, pilot automat, normal, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, are și oglindă, antiorbire, senzor de parcare față-spate. Pentru un Golf Plus sunt niște dotări mai mult decât decente. Are motorul 1.2 benzină turbo de 105 cai, 106.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 6.400 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Și dacă tot vorbim despre mașinile nemțești, cum am spus de multe ori, reprezintă și un risc foarte mare de țeapă, așa că vreau să luăm ca exemplu acest Passat, care are kilometrajul dat înapoi și a avut și câteva daune în trecut. Dacă vreți și voi să verificați o mașină, aveți un link în descrierea acestui videoclip cu 20% reducere sau puteți folosi codul AUTORULATE la checkout. Da, acest Passat are kilometrajul dat înapoi. În 2016 mașina avea 324.000 de kilometri, iar în 2018, adică după 2 ani, avea 221.000 de kilometri. Cu siguranță acest Passat are peste 150.000, dacă nu chiar 200.000 de kilometri dați înapoi. Și da, a avut și două daune, cei drept nu mari. Una în Polonia între 0 și 2.000 de lei și altă daună în România tot între 0 și 2.000 de lei. Deci nu sunt niște daune mari, doar că din păcate a avut kilometrajul dat înapoi. Este un Passat normal, 2 litri diesel. Mașina a fost înmatriculată în Polonia, daună detectată, după care a ajuns în România. Cum vă spuneam, verificați orice mașină second hand înainte să o cumpărați, nu după aceea, pentru că poate fi prea târziu. Folosiți linkul din descrierea acestui videoclip sau codul AUTORULATE la checkout. Aici avem un BMW seria 3 din 2016, care o să vedeți imediat, din nou are un kilometraj destul de redus, adică sub 100.000 de kilometri. Da, merită să-ți cumpere un model ca acesta din Germania, mai ales dacă vrei unul cu un istoric complet și cu un rulaj redus. Nu știu dacă există în România sau poate sunt foarte puține BMW-uri ca acesta cu sub 100.000 de kilometri. Cam așa arată în interior, vine cu clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, lane assist, senzor de ploaie și de lumină și da, are o cutie de viteze manuală. Pe mine personal nu m-ar deranja absolut deloc, are și farurile full LED plus senzor de parcare față-spate. Haideți acum să vedem rapid specificațiile. Are motorul 2 litri diesel de 190 de cai, 96.000 de kilometri, are și tracțiune X-Drive, iar preșerut 20.000 de euro. Mulți o să spună că este scump comparându-l cu un BMW seria 3 cu 300.000 de kilometri. Este perfect normal să fie prețul mai mare. Și dacă tot avem lângă și acest Audi A4 cu facelift, haideți să vedem cât costă și acesta. Are motorul 1.5 benzină de 150 de cai, 85.000 de kilometri, iar preșerut 24.000 de euro. Este din 2019. Aici avem un superb Volkswagen Touareg din 2013. Din nou, un exemplu foarte bun ca să vedeți cât costă în Germania un model ca acesta, cu un kilometraj redus și, în ultimul rând, într-o stare cât se poate de bună, cu un istoric complet. Mașina este vândută chiar de către reprezentanță. În orice caz, nu se vinde la 10.000 sau 11.000 de euro și anvelopele sunt aproape noi. Cam așa arată pe partea de interior, are scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, cutie automată, trapă panoramică, pilot automat, suspensia pe aer și, în plus de asta, vine și cu pachetul Airline la exterior, are și farurile Big Xenon. Clar, un Touareg foarte interesant, mai ales dacă vrei unul într-o stare bună. Are motorul 3 litri diesel de 245 de cai, 110.000 de kilometri cu un istoric complet, aveți și seria de șasiu, iar preșerut aproape 23.000 de euro. Următoarea mașină nemțească ar fi renumitul Golf 6. Mașina de față, din nou, se vine la un preț cât se poate de ok, ținând cont de faptul că are în jur de 70.000 de kilometri la bord. Din nou, nu știu dacă o să găsești în România un Golf 6 cu doar 70.000 de kilometri. Chiar sunt foarte curios. Puteți să căutați și să-mi scrieți în secțiunea de comentarii dacă există un Golf 6 cu doar 70.000 de kilometri sau mai puțin, normal. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, la fel, 4 geamuri electrice, senzore ploaie și de lumină, oglindă anti-orbire, senzor de parcare față-spate,
este destul de asemănător cu Golful Plus pe partea de dotări. Are exact aceeași motorizare, 1.2 benzină de 105 cai, 70.000 de kilometri, iar preșerut 7.400 de euro. Cam acesta este prețul real în Germania. Aici avem un Audi A3 din 2019. Știu că la prima vedere este o mașină neinteresantă pentru mulți, dar totuși dacă vrei o mașină cât se poate de nouă din categoria premium, chiar merită să te uiți la un Audi A3. Într-adevăr, la prețul cerut pe mașina de față poți să-ți cumperi A6, A7, A8 și așa mai departe, dar niciun caz cu un kilometraj redus. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, normal, senzor de ploaie și de lumină. Într-adevăr, nu este un Audi A3 full option, dar nici prețul cerut raportat la kilometri în special nu este mare. Are motorul 1 litru benzină de 116 cai, doar 22.000 de kilometri, iar preșerut 18.000 de euro. De nou, cu siguranță a costat în jur de 30.000. Aici avem un Mercedes GLA din 2015, care este vândut chiar de către reprezentanță. Un model foarte potrivit dacă vrei să-l folosești mai mult în oraș, adică în același timp ai parte de o mașină mică, dar cu o gardă la sol ceva mai înălțată. De asta spun, este o mașină potrivită pentru oraș. Vine cu jante din aleaj pe 17, cu anvelop în stare bună. Cam așa arată în interior, avem scaune sport semipiele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, cutie de viteze automată. În orice caz, modelul acesta în standard vine exact cu dotările de care ai nevoie, are și farurile cu LED, senzor de parcare față-spate, plus asistență la unghiuri mort. Vine motorul 2.2 diesel de 170 de cai, să nu uităm, este și 4x4, are 109.000 de kilometri, iar preșerut 18.500 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Următoarea mașină nemțească ar fi acest Golf 7 Alltrack din 2016. Știm cu toții, este o versiune ceva mai diferită pentru Golful 7. Practic este un echivalent oarecum, să spunem așa, pentru Stepway-ul, da, de la Dacia, adică are aceste ornamente adăugate pe la exterior și în ultimul rând este și 4x4. Cam așa arată în interior, are scaune semipiele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, cutie de viteze, DSG. Pe partea de dotări, fiind un Golf 7 Alltrack, este destul de bine echipat, are și farurile cu xenon și pentru cei care nu ați fost atenți, este și 4x4. Haideți să vedem acum specificațiile. Are motorul 2 litri diesel de 184 de cai, 107.000 de kilometri, cu un istoric complet, iar prețul cerut aproape 20.000 de euro. Într-adevăr, nu este ieftin. Aici avem un superb BMW M4 Competition din 2021. Într-adevăr, nu este o mașină ieftină, dar dacă stăm să comparăm cu cât costă un M4 de nou, mașina de față chiar merită cumpărată, da? Prețul de pornire pentru un M4 începe de pe la vreo 100.000 de euro, dacă mai adaug și anumite extra opțiuni, poți să ajungi lejer la 120-130.000 de euro. Haideți acum să vedem rapid și interiorul. Cam așa arată pe partea de interior, normal, avem scaune sport încălzite, clima automată, navigație, ceasuri de bord digitale, cutie de viteze automată, na. Pe partea de dotări nu are rost să vorbim pentru că până la urmă este un M4. Clar și lista de dotări este una cât se poate de lungă. Haideți să vedem acum specificațiile. Vine cu motorul 3 litri turbo de 510 cai, are doar 37.000 de kilometri, iar preșerut 75.000 de euro și da, mașina este vândută de către reprezentanță. Aici avem renumitul și îndrăgitul Passat B6, da, o mașină care chiar și în această perioadă merită cumpărată din Germania, mai ales dacă vrei un B6 în stare bună, dar atenție la prețul corect. Dacă vrei un B6 la 1500 sau 2000 de euro, nu poți să ai pretenția să nu aibă rugină sau să aibă 100.000 de kilometri. Cam așa arată acest Passat în interior, vine cu aer condiționat, încălzire în scaune, navigație, pilot automat și cam atât. Într-adevăr, pe partea de dotări nu este un Passat bine echipat, dar cel mai important lucru, se află într-o stare bună. Ăsta din punctul meu de vedere, cum spuneam, este un lucru foarte important, nu are probleme cu rugina. Vine motorul 1.6 benzină, are 160.000 de kilometri, iar acum aș vrea să-l spuneți în comentarii dacă merită 3.500 de euro. Ce spuneți? Următoarea mașină nemțească ar fi acest superb Opel Astra Kappa din 2016, care o să vedeți imediat, este foarte bine echipat. Chiar mi se pare un model foarte reușit și din nou raportat preț, dotări, kilometri, chiar este un best buy, adică să-ți iei o mașină aproape nouă
bine echipată la un preț decent, cum spuneam, este o afacere cât se poate de ok. Interiorul arată de-a dreptul superb în combinația asta, avem scaune semipiele încălzite, încălzire în volan, clima automată, navigație, pilot automat, faruri cu LED, cutie de viteze automată, acest Opel Astra K, sincer, îți oferă cam tot ce îți poți dori. Vine cu motorul 1.4 benzină de 150 de cai, are 55.000 de kilometri cu un istoric complet, iar preșerut 13.500 de euro. Aici avem un Audi A4 Allroad din 2011, din nou cu sub 100.000 de kilometri la bord. Vă spun de pe acum, prețul nu este mic, mulți o să spuneți că este o mașină scumpă, dar depinde foarte mult și cu ce mașină îl compari. Pentru că dacă compari acest A4 cu un A4 Allroad cu 300.000 de kilometri și în ultimul stadiu la 9.000 de euro, normal că acesta este scump. Interiorul arată ca nou, avem scaune semipiele încălzite, climă pe două zone, trapă, cutie automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, normal, nu se pune problema, este și 4x4, are farurile Big Xenon, senzor de parcare față-spate și da, este o mașină cu un istoric complet. Are motorul 3 litri diesel, doar 83.000 de kilometri, iar preșcerut 21.000 de euro, v-am spus, nu este ieftin. Și ultima mașină pe astăzi ar fi acest superb Mercedes C-Class, cel puțin mie chiar îmi place culoarea de la exterior și din nou are un kilometraj cât se poate de redus. Ca idee, prețul de nou pentru acest C-Class cu siguranță a fost de peste 50.000 de euro, pentru că da, este și un C-Class bine echipat, este în varianta facelift, are senzor de parcare față-spate, pachetul AMG la exterior, anvelopele sunt aproape noi. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu scaune semipiele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, lista de dotări este una cât se poate de lungă. Chiar sunt foarte curios ce mașină v-ați cumpărat din videoclipul de astăzi, aștept părerile voastre în comentarii și nu uitați de un like și de un share. Are motorul 2 litri benzină turbo de 260 de cai, doar 34.000 de kilometri, iar preșerut 32.000 de euro. Noi ne vedem data viitoare, ciao!